Domnule Papahagi, cea mai religioasă zonă din Marea Britanie este, ne spun sociologii, Londra. Londra, Marea Britanie importă foarte multă populație musulmană din țările arabe, din Asia, din Africa, dar în același timp importă și foarte mulți creștini. Populație din Europa de Est, din Africa de Nord, din Asia și așa mai departe, Australia uneori. Deci, nu doar musulmani, ci și creștini. Prin urmare, credeți că poate exista un reviviment al creștinismului care să fie propulsat și să înceapă la firul ierbii din această populație și aceste minorități din Europa de Est sau minorități creștine? Adică dacă cred că poate exista un reviviment creștin din minoritățile musulmane, cu siguranță nu. Dar avem ceva de învățat de la musulmani. În primul rând, modul în care înțeleg în continuare importanța familiei, comunitatea, lucruri care, într-un fel, ei sunt comunități mai tradiționale. În mare măsură, europenii au considerat tradiția un soi de povară inutilă care trebuie aruncată la gunoi pentru a putea decola înspre nicăieri și înspre nu se știe unde, înspre viitorul de aur, radios, promis de toate utopiile ideologiilor. Și în clipa în care Europa și-a construit modernitatea întâi printr-un deicid, nu? Prin enciclopediștii francezi, după aia printr-un regicid, prin Revoluția franceză, după aia prin genocid în secolul al XX-lea, în cele din urmă văd acum cu identitățile de gen și toată această isterie sexo-marxistă, cum îi spun eu, ca să mă amuz un pic și să enervez pe ei, printr-un paricid, nu? Fiindcă în clipa de față orice autoritate parentală trebuie distrusă, autoritatea tatălui, modelul familial, poziția însăși a tatălui în familie. Vă dați seama că există în Anglia, și iertați-mă că digresez așa, există 40% dintre băieți cresc fără să vadă până la vârsta maturității un model bărbătesc în familia lor, fiindcă cresc în familii monoparentale doar cu mama, la școală cel mai adesea sunt educați doar de femei și după aceea nu vă mirați că oamenii nu știu cum trebuie să arate un bărbat și ce trebuie să facă un bărbat și trebuie să-și asume un bărbat și cum vorbește un bărbat și cum se poartă un bărbat și ce crede. Și se mai și spune că să fii bărbat e o chestie toxică și că a priori toți bărbații sunt niște potențial violatori, ori nu e așa. Toți bărbații sunt niște potențial oameni care iau arma și-și apără familia, și-și apără soția și fetele ca să nu fie agresate. Sunt niște oameni care se duc și se bat acolo și zdrobesc degetele pe șantiere ca să aducă niște bani acasă. Așa sunt majoritatea bărbaților. Eu așa bărbați am văzut. N-am întâlnit ăia violatorii, criminalii, asasinii, hărțuitorii, nu știu unde sunt. Ori fi existând și aia în străfundurile societății, fără îndoială, dar slavă Domnului, nu printre ei trăim. Trăim în locuri în care bărbații sunt demni, sunt civilizați, au rezistență, își țin gura și suferă. Ăla e modelul pe care trebuie să-l aibă un băiat în față. Ori astăzi, și o fată, fiindcă nici o fată ajunge în societate și nu mai știa ce trebuie să arate un bărbat adevărat. Cine-i caragiosul ăla care dansează și care e tot timpul agresat și vrea un safe space și e tot timpul offended? Eu le spun prejigniți, ăștia nu trebuie să-i jignesc, sunt prejigniți. Orice ai face, ei sunt deja jigniți. Și nici o fată, fiindcă tinerii se proiectează asupra părinților. Și dacă tatăl e un om respectabil și fata știe când iese după aia și e programată să se uite după băieți și să vadă a ce arată un băiat de treabă. Degeaba, adolescenții sunt niște radare continue, fetele au radar așa să vadă a ce arată un băiat cu care eu aș putea să întemeiez o familie. Și ce văd? Niște caragioși, niște răzgâiați, niște papă lapte, niște pămpălăi. Și băieții ce văd?
Și atunci, vă dați seama, e ceea ce numesc paricid, dar lucrurile astea decurg din clipa în care tu ai negat orice principiu ierarhic. Lumea asta noastră nu mai suportă ideea însăși de ierarhie, nu mai suportă ideea că există un Dumnezeu deasupra tuturor. Îi se pare că asta îi afectează într-un fel libertatea. Vai, dar cine ești tu să-mi spui mie? Asta îți vor spune tot timpul ateii, dar cine ești tu să-mi spui mie ce-i bine și ce-i rău? Sau cei bărbați sau cei femeie, sau cei sus sau cei jos, sau cei la stânga sau la dreapta, mai era nimic, nici la stânga, nici la dreapta, în sus, nici jos, nici înainte, nici apoi, nimic. Indistincția, o magmă, așa, o melasă, o jeleu spiritual. Îl văd așa pe, îl văd pe Samuel așa de confuz. Da, că dar poate, din confuzia asta... Poate o să-ți dau eu răspunsul. Cu astfel de creștini, sigur Londra va experimenta o trezire. Adică, mai pe scurt, dacă Londra va importa creștini adormiți, urmează trezirea. Așa este și mă refer...